Capitanul nejucător Alina Tecșor a fost liantul care a asigurat stabilitatea echipei României, chiar dacă fetele au trecut prin momente foarte delicate, Alina a știut să le încurajeze cu o vorbă bună. Prin absolut toate stările, de emoție, de tristețe, de fericire, de speranță și este absolut normal, probabil ca mine sunt absolut toți antrenorii, așa că vreau să le mulțumesc și antrenorilor care au fost alături de noi și antrenorilor fetelor. Repet, fără ei, nu am fi nici noi aici. Capitanul nejucător al României crede că Simona Halep și colegele sale nu se pot gândi deocamdată la câștigarea Fed Cup. Deocamdată vrem să o luăm pas cu pas. Nu cred că ne-am gândit până acum să câștigăm Fed Cup. Știm doar că avem o echipă, ca la fotbal avem valoare. Este fotbal cu mult. Da, nu știți că așa strigă suporterii, avem echipă, avem valoare. Am ajuns și noi să constatăm același lucru. Nu știm ce vom face mai departe, o să vă ținem la curent. România este ca și calificată în grupa mondială a Fed Cup pentru că echipa Canadei nu va beneficia mai mult ca sigur de aportul celor mai bune jucătoare, Eugenie Bouchard și Alexandra Wozniak.